În zorii dezvoltărilor vehiculelor blindate, părțile laterale de carton ale unor vehicule erau străpunse cu ușurință chiar și de o mitraliera, iar puterea motorului nu era suficientă pentru a se deplasa cu încredere pe teren accidentat. Multe proiecte și alte calcule greșite au redus drastic șansele de a finaliza cu succes o misiune de luptă, iar planurile conducătorilor au fost uneori împotriva bunului simț. În acest videoclip vă voi povesti despre cele mai lipsite de apărare și eșuate tancuri care pretind a fi cel mai prost vehicul al celui de-al doilea război mondial. Așadar, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! T-26. În multe publicații puteți găsi acum informații despre uriașa superioritate a trupelor sovietice față de cele germane, chiar la începutul celui de-al doilea război mondial, și despre numărul total colosal de tancuri din URSS până în vara anului 1941, peste 25.000 de vehicule. Cu toate acestea, asta adesea nu specifică ce fel de tancuri au stat la baza acestei armate. Principalul tank de luptă al Armatei Roșii a fost tancul ușor T-26. În 1931-1933 a fost produs într-o variantă cu două turele și numai cu armament mitralier, nereprezentând cea mai eficientă unitate de luptă. În total, au fost produse peste 1600 de unități din această armă. Din 1933, T-26 a început să fie produs cu o turelă și armament de tun și mitraliera. Au fost produse peste 11.000 de unități de echipamente. Astfel, aproape jumătate din tancurile URSS din vara anului 1941 erau aceste vehicule. Tancul a fost destinat pentru sprijinirea focului infanteriei și nu era potrivit pentru descoperiri ca parte a formațiunilor mari de tancuri. Era lent, cu o viteză maximă de 30 de km la oră și avea o rază scurtă de acțiune de doar 130 de km. Cu toate acestea, practica a arătat că nici nu era potrivit pentru susținerea infanteriei, deoarece având în fruntea carenei o armură de numai 16 mm grosime. Toate tancurile T-26 au fost pierdute de URSS înainte de sfârșitul anului 1941. BT-5. BT-5, tank sovietic ușor cu șinile pe roți. Este o versiune îmbunătățită a tankului BT-2, deja cu un motor de fabricație sovietică, cu o nouă turelă eliptică pe o urmărire extinsă și arme întărite. A fost produs în serie la uzina de locomotive din Harkov în 1933-1935, adoptat în conformitate cu doctrina militară a ofensivei pe distanțe lungi și a operațiunilor în spațiul operațional, proiectat pentru corpurile mecanizate și de tancuri ale Armatei Roșii, muncitorilor și țăranelor. Au fost produse în total 1884 de mașini. Armamentul tancului BT-5 a constat dintr-un tun semiautomat de 45 de mm cu o mitralieră coaxială. Turela a fost rotită manual. Ca dispozitive de observare s-au folosit fante de vizualizare cu sticlă blindată, situate în partea frontală a carenei și pe suprafețele laterale ale tunului. La trecerea de la o umidă la o tracțiune pe roți, lanțurile umidă au fost așezate pe aripi și fixate cu curele. Tracțiunea era folosită pentru circulația pe drumuri asfaltate. S-au arătat bine, depășind tancurile inamice în lupte și date tehnice. S-au distins prin viteză și manevrabilitate bună, dar au fost confirmate deficiențe. Pericolul de incendiu al unui motor pe benzină, slăbiciunea armurii antiglonț. Tancurile BT-5 au fost folosite în 1939 lângă râul Halkin Gol, în anexarea vestului Ucrainei și a Belarusului. În războiul sovieto-finlandez, în perioada inițială a Marelui Război Patriotic, lângă Leningrad și în Karelia, tancurile BT-5 au luptat până la mijlocul anului 1944. Ultima bătălie a BT-5 a avut loc în timpul războiului sovieto-japonez, în operațiunea manciuriană, prin munții Kingan, în august 1945. Vrei să studiezi mai detaliat lumea animală și cea acvatică, să vezi ce trebuie să faci pentru a supraviețui și care este cel mai puternic animal din lume? Intră pe canalul Red Zebra, linkul este în descriere.
T1. În timp ce Tiger One este adesea infam pentru că este problematic și supraproiectat, a avut cel puțin un element de surpriză și puțin concurenți. Au fost repeziți în serviciu, dar au fost împiedicați de membrii echipajului slab pregătiți și au suferit de defecte de design vizibile. Prea mare pentru vagoane de cale ferată și prea grele pentru poduri. Un trend de transmisie extrem de supra-solicitat, care nu a fost niciodată destinat pentru ceva cu dimensiunea și greutatea unei astfel de mașini și un mecanism de direcție cu rază dublă, care era extrem de predispus la defecțiuni. Chiar și atunci când a intrat în luptă, armura lipsea în mod surprinzător. Deși metalul era cu siguranță gros și bine înclinat, era destul de fragil, iar cusăturile fie s-ar fi crăpat, fie s-au despicat la impacturi repetate. Spre meritul Tigrului, în ciuda acestui neajuns flagrant, se poate adăuga că nu a fost confirmat că tancul a fost distrus cu ajutorul vehiculelor blindate inamice. În schimb, cele mai multe dintre ele au fost adesea găsite abandonate din cauza problemelor de consum de combustibil, deoarece s-au epuizat înainte de a putea reveni la depozit. Deși multe dintre aceste probleme au fost depășite treptat de-a lungul timpului, au necesitat întreținere extinsă și fiabilitate problematică, care le-a bântuit până la sfârșitul războiului. În cele din urmă, Tiger 2 și-a trăit cu adevărat numele. Era de două ori mai mare decât tancul Tiger 1, cu o armură eficientă de două ori mai mare și de două ori mai multe probleme decât predecesorul său. M3. Nu e de mirare că acest rezervor a fost scos din producție la fel de repede cum a fost acceptat. Apropo, puțini oameni știu acest lucru, dar acest tank este cel care deține recordul pentru viteza de creație. Niciun vehicul de luptă în lume nu a fost dezvoltat și pus în funcțiune într-un timp atât de scurt. Corpul tankului M3 are o structură prefabricată. Plăcile de blindaj din armură laminată au fost atașate de cadrul prefabricat cu nituire. Au fost prevăzute uși dreptunghiulare pentru accesul la rezervor de-a lungul părților laterale ale carenei. Șoferul a urcat pe scaun printr-o trapă situată în partea dreaptă a plăcii frontale superioare, unde se aflau și dispozitivele sale de vizualizare. Pentru observare, în părțile laterale ale turnului erau fante de vizionare, închise cu blocuri de sticlă și capace blindate cu balamale. Turela cilindrică a comandantului cu mitralieră a fost amplasată deasupra turelei cu un decalaj la stânga. Turela a fost rotită manual. Accesul în turn se făcea printr-o trapă dublă din acoperișul cupolei comandantului. Partea frontală inferioară este formată din trei părți turnate separate, prinse împreună. Dacă vorbim despre design în ansamblu, atunci mașina avea o serie de defecte critice. Aceasta este o amplasare complet urâtă a armelor, care pur și simplu mănâncă potențialul care ar putea fi atins de la un vehicul cu astfel de arme. Americanii și-au dat seama rapid că tancul nu era doar brut, ci și nepromițător. De aceea a fost problematic să întâlnim M3 în armata americană deja în anul 1944-45. Și în ceea ce privește numărul acestor vehicule blindate, americanii nu sunt primii. Au fost produse un total de 6258 de unități de acest rezervor cu toate modificările. Modificările au fost diferite în principal în ceea ce privește motoarele și tehnologiile de fabricație. Dintre acestea, două treimi au fost transferate prin Lend-Lease britanicilor și URSS. O mică parte, aproximativ 100 de mașini, au fost transferate în alte țări. Type 95 AJ Go. Cele mai mari victorii ale Japoniei în această epocă au avut tendința să vină din forțele sale aeriene și navele și cu un motiv întemeiat. Armata însăși a produs foarte puține tunuri de război la sol cu adevărat bune, iar dezvoltarea corpurilor lor blindate abia a mers dincolo de câteva tancuri ușoare, iar Type 95 nu a făcut o excepție. Este de remarcat faptul că tancul a fost făcut pentru a lupta cu forțele făcute aproape de evul mediu. China nu era cu siguranță o putere tehnologică la acea vreme, și majoritatea forțelor sale militare aveau tendința de a fi grupuri mici de miliții slab înarmate, majoritatea înarmate cu pistoale sau săbii. Din această cauză, vehiculul a fost fabricat cu armură subțire și deși cu tragere rapidă, dar nu cea mai puternică, de asemenea departe de arme precise.
Deși a fost cu siguranță rapid și potrivit pentru mediile tropicale mai dure, cum ar fi Malaya, aceste puncte forte au fost compensate de diverse defecțiuni mecanice și de o serie de probleme extrem de nesigure și temperamentale ale motorului. În timp ce M3 Stuart a rămas cel mai bun tank aliat din Pacific, AJ Go încă putea să lupte cumva cu ei, deși tancul american avea o armură mult mai bună care a protejat bine tancurile slabe japoneze de foc. Dar noile tancuri M4 și care au apărut în 1943 s-au dovedit a fi practic invulnerabile la tunurile HAGO, chiar și la distanțe extrem de scurte. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Sperăm că ați învățat ceva nou din acest videoclip. Dacă da, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în episodul următor. Pe curând!